Veste bună pentru locuitorii celor peste 100 de blocuri cuprinse în cele 9 cereri de finanțare care ar fi trebuit reabilitate pe fonduri europene. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de ieri s-a aflat proiectul de hotărâre prin care s-a aprobat suportarea tuturor cheltuielilor aferente acestor lucrări din bani de la bugetul local. Ideea acestui proiect a venit din partea candidatului PSD la primăria Slatina, Emil Moț, și a fost susținut de consilierii locali. Ieri, după ședința de Consiliu Local, cele 9 cereri de finanțare pentru reabilitarea blocurilor au fost preluate la inițiativa mea pe bugetul local al municipiului nostru și un număr de 103 blocuri, 185 de scări și aproximativ 3700 de apartamente în anul 2016 vor fi reabilitate. Lucrările de reabilitare a blocurilor cuprinse în 6 din cele 9 cereri de finanțare vor demara imediat ce vremea o va permite. Cu excepția cererii de finanțare 6 și 4. 6-le este încă în contestație la CNSC, 4 este în procedură de adjudecare și 10-le care fusese inițial trecut în rezervă la ADR Craiova și pentru care noi nu demarasem această procedură, neavând finanțare anul trecut. Cu excepția acestor trei cereri de finanțare, toate au desemnate constructori. Deci, din primăvară se poate da ordinul de începere fără nicio problemă. Pentru proiectul de reabilitare a blocurilor vor fi alocate de la bugetul local fonduri ce reprezintă 52% din totalul aprobat pentru investițiile din 2016. Pentru ca lucrările de anvelopare să decurgă fără probleme, reprezentanții primăriei fac apel către toți locatarii să facă demersurile necesare pentru intrarea în legalitate în ceea ce privește șarpantele și balcoanele. Lista completă a blocurilor ce vor fi reabilitate o găsiți pe site-ul televiziunii noastre www.oldtv.ro.